Ministerul Educației Naționale a luat act de hotărâre a Senatului Universității Ovidius din Constanța și a emis un ordin de ministru prin care rectorul a fost suspendat din funcție pe durata efectuării cercetărilor penale. Tot prin ordin de ministru, Dănuț Tiberiu Sepure a fost revocat și din poziția de membru cu funcția de vicepreședinte al Comisiei de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Comisie de Specialitate a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Rectorul Dănuț Tiberiu Sepure este cercetat de procurorii DNA pentru luare de mită și a primit mandat de arestare pentru o perioadă de 29 de zile.